Gata? Sau mai e cineva? Da. Poftim? Vreau să vă salut. Astăzi venim împreună cu echipa executivă în fața domniilor voastre pentru a vă comunica despre strategia locală anticorupție pentru următorii ani. Așa cum ziceam, am comunicat foarte sincer de fiecare dată. Primăria Municipiului Chișinău a fost calificată toți anii precedenți până a fi ales eu în funcție de primar a Municipiului Chișinău, până a forma echipa pe care o cunoașteți în mare măsură, atât de experți naționali cât și de experți internaționali, ca fiind cea mai coruptă instituție din țară. Repet, nu am pus eu acest calificativ. Sunt rapoartele, începem cu rapoartele organelor abilitate, organelor de drept, a Curții de Conturi. La fel sunt și constatările despre acțiunile sau inacțiunile care au fost de-a lungul anilor în primăria Municipiului Chișinău. Expert grupul, IDES Viitorul, alte organizații influente la nivel național. Dar și, repet, experții internaționali în cadrul diferitor organizații sau proiecte, programe de analiză a activității primăriei Municipiului Chișinău. Noi, împreună cu echipa, am muncit foarte mult în acești 2 ani pentru ca primăria Municipiului Chișinău să devină o instituție transparentă și cu riscuri mult mai scăzute în ceea ce ține de corupție. Evident, nu puteam spune că lucrurile au fost duse la bun sfârșit, de altfel nu stăm în fața domniilor voastre, dar s-a muncit foarte mult și obiectivul numărul 1 rămâne în continuare, primăria Municipiului Chișinău să devină instituția numărul 1 la capitolul transparență din stat și cu cele mai diminuate riscuri de corupție. Și vă asigur că acest lucru se va întâmpla în cel mai scurt timp. Dacă este să trecem în revizii foarte succinte, începând de la accesul în instituție, că erau toate barierele și tot ce vreți aici în primăria Municipiului Chișinău, până la ajunge la un funcționar sau altul, procesul era foarte birocratizat și foarte rigid. Astăzi nu găsiți o instituție cum este primăria Municipiului Chișinău. Ca să vă duceți la Parlament, la Guvern, la Președinție sau în altă parte, ministeri, agenții, alte primării, aveți nevoie de acreditări, peste acreditări, aranjamente, înțelegeri. Dar noi, în fraților, oriunde și orice ședință desfășurăm, atât timp cât prevede acest lucru ca cadrul legal. În comparație cu toți ceilalți care strigă foarte mult despre transparență și despre lupta anticorupție, noi organizăm consultații, dezbateri și discuții practic pe fiecare domeniu. Dumneavoastră aveți acces. Oricine își dorește să aibă acces, are acces la aceste dezbateri. Mai mult decât atât, implicăm pe diverse probleme, cât se poate de mult, locuitorii Municipiului Chișinău, în sectoare, în suburbii. Noi suntem singurii care organizăm în această privință sondaje atât online cât și în teren pentru a identifica problemele oamenilor, pentru a încerca să răspundem la aceste necesități și nevoi. În premieră pentru Municipiul Chișinău, acest lucru îl declar și declar că în continuare aceasta va fi o prioritate. Toate terenurile, încăperile, locuri pentru vânzare, care sunt reglementate, sunt scoase la licitație. Și pentru prima dată, municipalitatea, chiar și la un volum redus, la un număr redus,
de aceste unități, de aceste teritorii, încasează sute de milioane de lei. Oficial, cu participarea presii, cu participarea tuturor celor care își doresc. Nu a fost dat pe sub masă niciun teren nimănui. Ceea ce este important, vreau să menționez că achizițiile publice de la suma mai mare de 80.000 de lei se fac practic toate în baza licitațiilor electronice. Marea majoritate acestor lucruri pot fi foarte vizibile atât pe site-urile specializate, cât și pe site-ul Primăriei Municipiului Chișinău. Un alt site la care lucrăm în prezent pentru a face maximă transparență în activități, maximă structură foarte complexă, începând cu bugetul, proiectele de decizii, achizițiile și multe, multe alte lucruri. Și apropo, municipalitatea este singura instituție care realizează acest proces de la aceste achiziții de valoare foarte mică. Elaborăm documentele de analiză, strategii și sondaje, așa cum spuneam, care nu au mai fost efectuate până acum, lucru care nu are un rol imediat de schimbare, dar treptat se va simți acest beneficiu. În ceea ce ține de autorizații în construcții sau registrele electronice, astăzi este registrul de electronic de evidență a patrimoniului municipal creat. În prezent se definitivează completarea acestea. Cum spuneam, sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive a fost pus în funcțiune și toate aceste documente pot fi în premieră vizualizate și atunci când unii de la o tribună sau altă tribună strigă că ceva nu e așa, noi oferim această posibilitate din start să fie vizualizate și vom îmbunătăți în curând acest sistem. Este pe ultima sută de metri crearea ghișeului unic și implementarea documentului electronic treptat în diferite subdiviziuni ale primăriei municipiului Chișinău. La direcțiile unde există competențe, dar și sume mari, cum este Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport, Direcția Generală Locativ Comunal. În premieră pentru toată țara, în grupurile de achiziții sunt incluși și reprezentanți societății civile. Acelor care cel mai des poate ne critică. Eu mi-aș dori foarte mult ca acest lucru să se întâmple și la nivel central. Nu se iau deciziile cu ușile închise. Noi vedem contracte care sunt în valoare de 300 de milioane sau 1,3 miliarde de lei cu procurări de gaze naturale de prin Olanda, de prin Polonia, același gaz rusesc, cu proiecte dezbătute public, cum ar fi cel cu privire la pensionare sau un proiect foarte important care are un impact enorm de mare. Proiectul bugetului care în general n-a fost discutat de Parlament, de cei care în principiu strigă cel mai mult că trebuie să existe transparență. Nu am numit și nu am dat afară nicio persoană pe criterii politice. Se organizează concursuri publice, iar persoanele numite sunt în bază de competență și abilități. Ceea ce vreau să menționez suplimentar, în această privință parcurgem un drum deloc ușor. În această cauză am pierdut foarte mulți ani spre mare regret. Am rămas cu mulți pași în urma capitalilor dezvoltate, dar vreau să vă asigur că vom ajunge și pe mulți îi vom întrece în această privință, chiar dacă acest drum este foarte dificil. Cum spuneam, am alergat spre mare regret din urma trenului. Tot ce ne-am propus și continui să cred în oamenii care își fac munca în această instituție, eu cred că putem ajunge, așa cum ziceam,
instituția cea mai aproape de oameni, cu toate dificultățile, problemele care există, birocratice, logistice, de pandemie, și care, ca și instituții, va cunoaște nevoile fiecăruia și poate veni cu soluții în această privință. Avem planuri ambițioase care cu siguranță cred că le putem realiza, cu toate că întâlnim diverse impedimente la nivel legislativ și la nivelul autorității publice centrale. Primăriile locale nu trebuie să fie o bâtă în mâna guvernanților și nici supuse sistemului birocratic fără autonomie locală și perghii în gestionare. Deocamdată lucrurile la acest capitol stagnează, iar primăriile rămân un fel de tunuri care sunt activate pe timp de campanie electorală. Vreau să nu uităm că primăria și primăriile din țară sunt astăzi creditate cu o cea mai mare rată de încredere alături de biserică. Iar ceea ce se întâmplă la nivel central este foarte jos. Pentru oameni și pentru dezvoltarea orașului trebuie să muncim, indiferent dacă suntem înainte de campanie electorală sau imediat după campanie electorală. Să nu uităm de angajamentele luate în fața noastră, în primul rând, și a cetățenilor. Și aduc aminte aici angajamentele înaintate de CALM în acest an, asumate de către cei care astăzi sunt reprezentați în Parlament și care practic nu s-au întors cu fața la ele, deși au fost semnate fastuos de către fiecare partid, repet, care se află la guvernare. Subiectul salarizării este un subiect foarte important, care nu depinde de mine, de domnul Ceban sau de domnul Nagacevski. În acest sens, noi am solicitat aceste intervenții autorității centrale și ca și cum ai striga în pădure. Fără folos. Și asta nu vizează doar primăria municipiului Chișinău, unde lucrurile stau foarte complicat. Vizează toate primăriile din țară. Mesajul meu către guvernanță este să își onoreze aceste angajamente, pentru că pierdem în special oamenii tineri, oameni care vor pleca peste hotare din cauza neflexibilității sistemului de salarizare. Și toată lumea din Parlament și din guvern cunoaște acest lucru și nu mișcă un deget în această privință. Acum să revin la proiectul planului anticorupție Chișinău. Documentul, ca și multe altele, a fost elaborat de primăria municipiului Chișinău, de colegii noștri, cu implicarea experților din diferite domenii, cu implicarea experților CNUD. Mâine o să avem discuții și cu alte agenții care oferă suport primăriei municipiului Chișinău în diferite domenii, achiziții publice, planurilor anticorupții, cele de schimbare a viziunii de dezvoltare instituțională pe partea de organigramă, pe partea de funcțional. Suntem în scurt timp pregătiți să venim în fața opiniei dumneavoastră și a opinii publice pentru a prezenta aceste lucruri. Reiterez și afirm, cu toate problemele, cu toate bețele în roate care ne sunt băgate astăzi, și eu am să revin la acest subiect în scurt timp, care sunt bețele, care sunt roțile, pentru a bloca activitatea primăriei. Noi vom deveni cea mai transparentă instituție, autoritate locală, prin activitatea pe care le desfășurăm și prin angajamentele pe care ni le-am asumat în beneficiu cetățenilor. Nu vorbăraie la televizor. Repet, noi nu fugim de jurnaliști. Niciodată n-am fugit de întrebările dumneavoastră. Răspundem absolut la tot. Și ne asumăm ceea ce se întâmplă. Și da, greșim, repet, cei care nu fac nimic, poate și nu greșesc. Dar suntem cu ochii și cu urechea să ascultăm și să auzim atunci când suntem criticați. Pe bună dreptate. Că mai sunt de ăștia pălăvrăgii care doar știu să bată limba la microfon sau pe lângă primărie. Strategia locală anticorupție va avea drept obiective dezvoltarea climatului de integritate, responsabilității, transparenții și rezistenții la riscurile de corupție ale agenților publici din cadrul autorităților administrației publice locale și aleșilor locale.
care reprezintă un domeniu strategic pentru primăria municipiului Chișinău. Așteptările cetățenilor cu privire la cei care lucrează în serviciul public sunt strânt legate și de modul în care este percepută funcționarea statului, de nivelul încrederii în sistemul public, de funcționarea optimă a instituțiilor în acord cu necesitățile societății. Acest plan indică acțiunile ce urmează a fi executate, cine sunt responsabili de executare, rezultatele scontate, indicatorii de progres și de performanță, terminele de realizare. Planul strategiei locale anticorupție include descrierea situației și definirea problemelor care necesită implicarea primarului general, a viceprimarilor, precum și a subdiviziunilor municipiului Chișinău, fie că este primăria sau executivul sau Consiliul Municipal Chișinău. Și aici vreau să vă accentuez. Nu vom vorbi cu, uite, asta e bine, bine, bine. Noi avem o analiză, un diagnostic absolut sănătos în această privință. El este și critic și este elaborat critic de către noi. Noi vedem unde sunt probleme și cu ce trebuie să luptăm în sensul bun a cuvântului. Măsurile necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultatelor scontate. Obiectivele generale și specifice și etapele de implementare. Planul setează 6 priorități deduse în rezultatul analizii problemelor la nivelul administrației publice locale din municipiul Chișinău. 1. Este consolidarea integrității instituționale în cadrul APL prin aplicarea corespunzătoare a legislației anticorupție și ajustarea cadrului normativ. Gestionarea patrimoniului public municipal în condiții de egalitate, legalitate, transparență și eficiență. Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice. Sporirea calității serviciilor publice pentru un management eficient al resurselor umane. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității primăriei municipiului Chișinău și a subdiviziunilor din subordine. Diminuarea factorilor de corupție în procesul de eliberare a actelor permisibile și acele zone unde sunt cele mai mari riscuri de corupție ca să fie evidențiat și la maximum înlăturat factorul uman de aceste procese. Inclusiv prin procese de digitalizare a serviciilor primării. Vreau să vă comunic că în scurt timp va fi supusă dezbaterilor publice și strategie de transformare digitală a primăriei municipiului Chișinău în acest sens, la fel elaborată pe larg cu comunitatea de experți. Planul anticorupție este expus consultărilor publice pe site-ul primăriei, repet, în orice domeniu, nu avem ce ascunde. A fost solicitată opinia societății civile, diferitor organizații în această privință. Au fost informați partenerii de dezvoltare despre elaborarea planului. La necesitate vor fi organizate ședințe de dezbatere pe planul de acțiune, vom solicita avizarea acestuia de la organele statului. Invităm fiecare cetățean să ia cunoștință de conținutul planului și să vină cu propunerile de regulare. Știm că avem foarte mult de lucrat și că sunt multe probleme în acest domeniu, s-au acumulat în timp, dar muncim cu echipa la diminuarea și eliminarea acestor carențe. Asta în linii mari. Domnul viceprimar, i-am invitat pentru că pe zona de coordonare activităților de elaborare a planului. Mai mult de 9 luni de zile a fost implicat domnul viceprimar Ilie Ceban. Am avut o strânsă colaborare în această privință și supervizare. Am insistat personal că acest document să fie elaborat pentru următorii 3 ani de zile. Aceasta este afetă imediat după ce planul va fi dezbătut public. Deja este implicat domnul viceprimar Fadei Nagacevski. Și urmează să fie coordonarea și monitorizarea strictă făcută de către domnul viceprimar în continuare, atât pe procesul de dezbatere, consultări cu instituțiile și organizațiile internaționale, cele locale, cât și ne mijloci procesul de implementare. Asta în linii mari am vrut să vă spun. Vreau să vă zic că pe lângă 6 obiective majore, sunt 10 de acțiuni sub fiecare obiectiv descrise în detaliu. Repet, noi singuri, foarte critic
ne-am pus diagnoza pe un domeniu sau altul. Deci, nu înfrumusețăm ceva, pentru că putem lecui aceste lucruri doar dacă mergem de la un diagnostic concret. În același timp, am spus, foarte multe acțiuni deja au fost realizate. Vreau ca aceste acțiuni să fie în complex abordate, ca fiecare dintre dumneavoastră, la o anumită etapă, să poată da aprecieri, critici, să vină cu comentarii, în acest sens. Noi suntem gata să le auzim și să corectăm ceea ce eventual trebuie de corectat. Vă mulțumesc! Întrebări vin alături de colegi. La mine, la colegi. După ce va fi implementat acest plan, când va fi publicat primul rezultat? Sau cum vom putea vedea primele rezultate? Sau un raport al analizei care a fost făcut? Acesta va fi public într-o periodicitate oarecare? Sau va fi unul intern pe care nu vom cunoaște? Deci, ce ține de rezultate? V-am spus doar de unele lucruri care sunt deja implementate la nivel primării. Și nu sunt lucruri de oră ușoară, pentru că necesită foarte multă expertiză, capacități, resurse umane și, în primul rând, voință politică. Noi avem această voință politică. Pe partea de cei ce întrebați după, pentru că acțiunile s-au desfășurat în diferite subdiviziuni, fără a fi un cadru complex, fără o viziune strategică. Acum, această viziune strategică o finalizăm, acolo vor fi foarte clar indicați termeni, responsabili, acțiunile care trebuie să se realizeze. Și în următoare, vă veți putea monitoriza absolut tot. Deci totul va fi făcut public? Absolut. Asta este interesul nostru primordial. În urma analizei, noi vom putea afla dacă este propaganda de corupție, ce este interesat de noi, noi, la capitolul constatări, determinăm anume acele zone care sunt de risc. Nu ține de competența primăriei municipiului Chișinău, ceea ce ține de competența organelor de drept. Luările de mită, flagrant și tot așa mai departe, ține de mijlocit de competența organelor de drept. Dacă va fi nevoie să furnizăm informații, și noi furnizăm orice informație ne este solicitată. Mai mult decât atât, încărcăm noi aceste informații pentru unele sau altele domenii critice și transmitem aceste subiecte organelor de drept. Dacă ați observat câteva ședințe la rând, la primărie, în cadrul ședinței operative a primăriei municipiului Chișinău, dezbatem și subiectele legate de recomandările diferitor organizații, cum ar fi Curtea de Conturi, care vizează în mijlocit subdiviziune una sau alta a primăriei municipiului Chișinău. Cu raportările de progres și probleme, iarăși. Nu vorbim să ne lăudăm că aici e mai bine. Noi știm care sunt zonele de risc, știm că există probleme, dar vrem să facem ca aceste lucruri să fie cât se poate de mult înlăturate și cât mai eficient să activăm în acest domeniu. În cât timp va fi implementat planul? Acum este supus dezbaterilor publice în conformitate cu prevederile legale. Imediat după asta vom face tabelul de divergență. Vom vedea ce putem include suplimentar la solicitările diferitor organizații care vor participa în procesul de dezbatere sau a persoanelor, în mijlocit experților. Vom veni cu un document final care trebuie să fie aprobat de Consiliul Municipal Chișinău, după care deja mergem pe fiecare acțiune în particular la implementare și vom raporta periodic la ce etape ne aflăm. Urmează să se intereparație, ce va fi, mi se va rezolva problema cu transportul. Așa cum astăzi din cauza că a fost închis o mică secvență de drum, o formă de ambuteajă pe bulevardul cu Curelierul și în sensul de intrare și ieșire. Am spus, primăria municipiului Chișinău pregătește foarte multe proiecte sau derulează foarte multe proiecte. Au fost aceleași
să spunem așa, neplăceri expuse în spațiu public, critici, atunci când, de exemplu, a fost reparată Albișoara, care s-a reparat în timp record. Repet, în timp record. Astăzi, Albișoara este una din arterele care eliberează fluxul și traficul de pe Ștefan cel Mare și este o arteră foarte comodă pentru circulație. Da, a necesitat ceva timp. Același lucru pe Creangă, care trebuia să fie reparată dată în exploatare în martie 2022. Noi am deschis-o mult mai devreme, în august, cu toate criticile care au fost, sau care mai sunt, referitor la benzile dedicate, sau reparații de curente pe drumuri care se realizează an de an, pe diferite străzi. Același lucru am avut în raport cu strada Chistinițeană, anul trecut, Taylor, anul curent. Nu putem să reparăm fără ca să blocăm ceva. Dar nici nu puteam să așteptăm foarte mult ca să nu reparăm nimic. Pe de o parte ne vrem să fie străzile reparate, pe de altă parte vrem ca să avem maxim confort în acest sens. Întorcându-mă la infrastructură, primăria trebuie să facă drumuri, trebuie să organizeze parcări, trebuie să fluidizeze traficul, în special pentru transportul public, chiar dacă suntem criticați și noi ne asumăm acest lucru, mă refer aici la benzile dedicate, care vor continua ca și proiect, pentru că avem în această perioadă, iată, până la sfârșitul lunii decembrie, 240 de unități aduse la Chișinău de transport confortabil, care este zilnic cu 600 de mii de călătorii în regie transport electric și în parcul urban de autobuze, ca și încărcături. Ceea ce ține de fluidizarea traficului în intersecții, semaforizare, repet, ține de competența Ministerului de Interne, chiar dacă ei spun că nu. Dați-ne poliție locală, așa cum a solicitat în repetate rânduri, și atunci noi vom interveni. Așa cum se întâmplă în alte țări. Nu poate parcarea ilegală să vină măturătorul de la un împăsăr, întreprindere de gestionare locativă, sau o persoană de la autosalubritate, să ridice mașina parcată în regulamentare. E datoria poliției. Nu poate astăzi șoferul, repet, sau conductorul să se bată cu pasagerii care sunt și care nu poartă mască. Nu este datoria lor. Și exemplu este pot continua. Nu poate astăzi unul de la regia X-Drupo, care trebuie să pună asfaltul, să stea în intersecție și gestioneze traficul. Nu poate. Respectiv, înțeleg, dar întrebarea nu este chiar direct adresată. Înțeleg că deranjează și acest ping-pong. Dar dați-mi poliție și noi vom rezolva întrebări. Poftim. Se vizionează că guvernul ar avea intenția de a analiza facerea de separație de măriată. Haideți să luăm rând. Noi am transmis o solicitare guvernului și în mijlocit autorității responsabile, Ministerul Culturii, ca să ne coordonăm aceste eforturi de organizare a evenimentelor de iarnă, sărbătorilor de iarnă, de comun. Eu, ca și primarul capitalei, colegii mei, nu își doresc, poate o spun a 10-a oară, doi braz, două concerte diferite cu tragere de platum asupra cine este organizator și în ce condiții se organizează. Noi am întins mâna și am zis, haideți să facem împreună aceste lucruri, sărbătorile de Crăciun sunt sărbători de familie, sărbătorile de Revelion sunt sărbători de familie, sunt sărbători frumoase, sunt sărbători care trebuie să ne unească, dar nu să ne dezbine, ca oameni, ca societate, ca instituții. Noi trebuie să devenim mult mai maturi în această privință. Și să privim cel puțin lucrurile sfinte pe care le putem organiza împreună, fără ca să avem o dezbinare. Nu trebuie să luăm astăzi din urma Palatului Național, Moldova, concert, sau dăm pe rog frumos o căsuță că noi vrem să aranjăm. Hai să coordonăm aceste lucruri. În ceea ce ține de concerte mari, noi am renunțat la această idee. Din start, noi am un program foarte mare cultural,
El este amplasat pe site-ul primării. Noi avem toate locațiile unde vor fi târgurile de Crăciun, unde vor fi amenajate zonele speciale pentru sărbătorile de iarnă. Avem parteneriate cu agenții economici, foarte buni. Suntem în continuare gata și deschiși să ne coordonăm acțiunile cu guvernul, cu instituțiile responsabile. Dacă există voință, noi suntem deschiși. Măcar și astăzi, ne spuneți la ce oră, noi venim, vă arătăm planul, deși el este public, nu trebuie să intrăm în nu știu ce mai detalii. Stăm la masă, dacă este nevoie de suportul nostru logistic, pentru că noi am scris acolo foarte clar, dacă e nevoie de suportul primăriei, în asta sau asta, sau asta, sau asta, noi suntem gata să-l oferim acest suport. Răspunsul a fost negativ. Acum nu știu ce se întâmplă la guvern, nici dumneavoastră nu știți ce se întâmplă la guvern, în mare măsură. Și nu în acest domeniu, în toate domeniile. E treaba lor cum comunică ei cu cetățenii, cu instituțiile, cu mass media. Repet, noi suntem deschiși pentru orice colaborare. Și nu vedem sens să fie divizate, să existe doi brazi, Moș Crăciun galben sau Moș Crăciun nu știu de care culoare. Toți Moș Crăciunii sunt ai noștri, a tuturor. Și brazii toți sunt ai noștri, ai tuturor. Și sărbătoarea este a noastră, a tuturor. Așa că, haideți să le petrecem aceste sărbători împreună. Frumos. Dar cu încerc mai nu vom face pentru că am renunțat din cauza situației pandemice. Am contramandat, știți, toate evenimentele mari care au fost în această toamnă. Vom avea evenimente mici, sute de evenimente în această perioadă, pe întregul teritoriul municipiului Chișinău, distincte cu minimizarea riscurilor de infectare. Etapizat vom conecta. Deci mâine Bradu, la ora 17:15 și vă invităm cu luminițele de Crăciun. Va fi foarte frumos în scoală. La fel în sectoare, la fel în suburbii. Treptat vor fi alte zone care sunt încă în amenajare. Am spus asta încă 3 săptămâni în urmă, cum ar fi aleea Bulevardul Grigore Vier, unde vă pregătim o surpriză foarte frumoasă de Crăciun. Alte parcuri și scoarări care sunt în capitală, în sectorul botanic, în sectorul Buicani, în sectorul Rușcani. Rondurile, repet, haideți, ca atmosfera de Crăciun, să facem tot posibil să ne unească. Noi și așa foarte mult vorbim de probleme care probabil toată lumea a obosit. Și noastră, și eu, și eu. Și cred că deja și cei la guvernare. Dar mai ales oameni. Alte întrebări? O problemă. Vă dau că să vă să ne spuneți care este de fapt problema cu construcția de pe raie de intersecție astăzi, vorbim de și la zonă. Deci în septembrie ați făcut un like, ați organizat acolo să ridice o clădire mai mare decât a primit acest lucru în legislația. Trebuie să ne spuneți, din câte vedem construcțiile acolo continuă. Am solicitat pretorii să intervină, dacă poate să mă ajute domnul viceprimar pe zona de documente. Cum aceste construcții? Știți, haideți până domnul viceprimar va interveni. Eu am văzut un comunicat foarte clar, venit din partea Ministerului Infrastructurii, că toate construcțiile, și am propus să începem cu asta, care deja e mare, frumoasă, în sensul urât al cuvântului, la Gheorghe Azi. Deci, ce am auzit la guvern, pentru că noi nu avem astfel de competență. Și am vorbit despre asta foarte mult, foarte des, că ei vor demola totul, toate construcțiile nelegale de pe teritoriul municipiului Chișinău. Am spus și am vorbit cu doamnei viceprimar. În cazul în care se apucă de demolat, noi vom fi cu toată asistența tehnică, logistică, cu oameni. Când va cădea prima cărămidă de pe o construcție considerată ilegală, noi vom fi cu autocamionul acolo, vor fi oameni, vor prelua această cărămidă și toate cărămidele care vor cădea și le vom duce, le vom depozita. Iar în locul unde acest lucru se va întâmpla, vă asigur, în 3 luni de zile, după ce se curăță șantierul, dacă avem capacitate juridică, va fi un parc, un scoar, un teren de joacă pentru copii. Ceea ce putem face noi. Deci noi vom prelua cărămizile care, sau
orice material de construcție, vom sta acolo non-stop cu ei împreună. Dar ei se demolează, așa cum o promis. Da, deci, economic nu a spus faptul că intenționează să ridice mai multe etaje decât de fapt este autorizat, era autorizat la CETA, pentru că autorizația a fost deliberată mai mult timpul. Deci, să fie foarte clar, n-am eliberat noi acolo autorizații de construcție. Dar când a fost eliberată, dacă mai concret? 2018. La fel, acest lucru, acest fapt se confirmă și prin cererile depuse de modificare a proiectului. Deci, în urmă, au solicitat la noi ca să majoreze aceste etaje, cei ce noi am refuzat. Respectiv, s-a constatat în eșecă în fața locului că a fost demolat un monument istoric. Lor spun că au fost coordonate, nu știu ce, iată, toate aceste coordonări trebuia să fie prezentate la etapa corespunzătoare. Și lucru care nu s-a întâmplat. Iată de ce noi am dispus să fie suspendate acte permisive, dar ei urmează în instanță de judecat, vor să lupte cu noi, s-o facă. Noi urmează să apărăm centrul istoric, pentru că, da, centrul istoric arată cum arată, dar acele clădiri istorice trebuie să protejate. Și chiar dacă unul sau altul, un perete se demolează, trebuie să fie în cadrul legal acestei demolări și nu expertize foarte dubioase, că cumva fundația este slabă, noi știm cum se fac aceste expertize. Iată de ce noi trebuie să readucem în cadrul legal toate aceste activități. Deci problema era că a fost demarat un perete al monumentului, nu că... Nu... O clădire întreagă, nu doar un perete. Întregul monument astăzi nu este. Dar partea care a putea etaja este în regulă și faptul că au cerut... Nu, este nici acel lucru în regulă și am zis că, până în acest sens, vom interveni ori de câte ori va fi nevoie. Acum, la moment, această construcție poate fi oprită și de ce? Trebuie să fie oprită pentru că este în dispoziție de suspendare actul permisive. Respectiv, orice lucrări efectuate sunt neautorizate. A fost sesizat operatorul de sector care are dispunere de acest constatător să constate faptul executării lucrărilor. Dacă ele se execută. Da. Și, respectiv, să întocmească un proces de treabă. Acum se află pe listă. Mă экспертиза, если собираются на этажей, а если уже есть эта экспертиза, а этажи продолжают строиться, что будут делать тогда в этом случае? Ну, пока там вроде бы нет этажей, которые строятся. Я понимаю, но вот. Просто это не единственное здание в городе. Ну, я вам сказал по поводу того, что обещало правительство, я надеюсь, что они будут держать свое слово в этом смысле. То есть везде, где мы можем помочь, мы поможем. Но есть разделение компетенций властей. Вот. Мы предложили соответствующий мораторий, в том числе по центральной зоне, вы видели, что он не был поддержан. Кстати, здесь парламент имеет полное большинство для того, чтобы регламентировать эту зону специальными какими-то нормативными соответствующими действиями. Menționat la PET, trebuie să acționa în instanță, da, acest agent economic. Păi suntem în instanță. Deci ei deja au iei primii. Ce are un acolo? Noi ne-am suspendat datele. Ei ne-au acționat în instanță. Suntem în instanță. Așa. Trebuie să ne spuneți la ce instanță? Judecătoria sectorului centru sau... Accesați site-ul instanță de judicii.media și o să vedeți. Chiar trebuie să vă indicăm și exact. Cât sunt instituții corespunzătoare care ne reprezintă interesele. Dar dacă e nevoie să facem ceva special, vă transmitem extrasele de acolo. Da, vă rog. Vă transmitem un screenshot. Altceva? Vă spunem o zi frumoasă, o zi bună, la revedere!